lucru este a ascunde taina împăratului, dar slăvit lucru este a propovădui faptele lui Dumnezeu. Așa a spus îngerul către Tobie după minunata recăpătare a vederii și după acele primești din care a trecut și din care a fost izbăvit pentru evlavia sa. A nu păzi taina împăratului pământesc este primejdios și vătămător, iar a tăcea despre faptele minunate ale lui Dumnezeu aduce primejdie sufletului. Pentru aceea și eu, coprins de frica de a tăcea despre faptele lui Dumnezeu și temându-mă de primejdie acea amenința pe sluga care a îngropat în pământ talentul dărit de stăpân, fără să scoată vreun folos din el, nu voi tăcea despre povestirea sfântă care a ajuns până la mine. Nimeni să nu pune la îndoială cele auzite de mine, al cătuitorul acestei scrieri, și nici să creadă că istorisesc ceva care contrazice adevărul sau să se mire de măreția celor întâmplate. Departe de mine gândul să mint sau să falsific istorisirea în care Dumnezeu este pomenit. Nu mi se pare că este lucru bine cuvântat, să se cugete lucruri mici și nevrednice cu privire la mărăția cuvântului lui Dumnezeu întrupat și să se pună la îndoială cuvintele celor care vorbesc despre măreția Lui. Dar dacă se află unii care la citirea rândurilor de față sunt oarecum izbiți de minunăția istorisirii și nu voiesc cu ușurință să creadă și cu aceea Dumnezeu să fie milostiv, căci ei, uitându-se la slăbiciunea firii omenești, socotesc cu neputință de primit cele spuse în chip minunat despre oameni. Încep, deci, această istorisire. Cele istorisite s-au petrecut în vremea noastră și le-am primit de la un sfințit bărbat învățat din copilărie să spună și să facă lucruri dumnezeiești, dar să nu atragă spre necredință pe cititori nici gândul că este cu neputință să se întâmple o minune ca aceasta în vremea noastră. Harul Tatălui, după cum a învățat Solomon, trece din neam în neam în sufletele cuvioase și face prieteni ai lui Dumnezeu și profeți. Este însă timpul să încep această sfântă istorisire. În una din mănăstirile din Palestina era un bărbat împodobit cu viață duhovnicească și cu ales cuvânt crescut din pruncie în nevoințele și faptele călugărești. Numele acestui bărbat era Zosima. Să nu se o cotească cineva după nume că vorbesc despre acel Zosima, o sândit-o din iroară ca eretic din pricina învățăturii sale. Altul este acesta și altul celălalt. Iar deosebirea dintre cei doi este mare, cu toate că amândoi au avut același nume. Acest Zosima era drept credincios și dintr-un început a trăit ca monah în una din vechile mănăstiri din Palestina. Râvnă avea pentru orice fel de nevoință pustnicească și a ajuns destoinic în orice fel de înfrânare. Nu numai că a păzit toată la predată de cei care s-au nevoit Spre o astfel de luptă duhovnicească. Dar și el însuși a izvădit încă alte multe nevoințe prin care căuta să supună trupul Duhului. Iar ținta nu și-a greșit-o. Și, greșit și într-adevăr, bătrânul a ajuns atât de vestit în cele duhovnicești încât deseori. Mulți din monachii, din mănăstirile învecinate, ba chiar și din cele îndepărtate, veneau la el să fie povățuiți în ceea ce privește înfrânarea. Cu toate că bătrânul avea o astfel de viețuire, totuși niciodată n-a trecut cu vederea studiul cuvintelor dumnezeiești, nici când se culca, nici când se scula, nici când săvârșea lucrul său din care își agonisea hrana. Iar dacă vrei să afli despre hrana gustată de el, îți voi spune că un singur lucru avea el care nu se poate ține ascuns și nici nu se putea termina, anume cântarea neîntreruptă a psalmilor și studiul neîncetat al cuvintelor sfinte. Se spune că bătrânul a fost de multe ori îmbrednicit cu vedenii dumnezeiești, fiind luminat de Dumnezeu, căci, după cum a spus Domnul, cei care curățesc trupul și sunt pur reveghetori prin privirea a sufletului lor, văd vedenile dumnezeiești ale luminării și primesc de aici arvuna binelui ce nu se ia de la ei. zăsimă zicea că din pântecile maicii lui ca să spun așa, a fost hotărât pentru viața de mănăstire. Iar aici și-a îndeplinit pustnicească sa cale până la 53-lea an al vieții. După aceasta, însă, după spusele sale, a fost tulburat de gândul că ar fi într-o tată de săvârșit și că s-ar putea avea nevoie să învețe ceva de la altul. Și după mărturisirea sa, gândea într-o sine astfel. Se află oare vreun monah pe pământ care poate să mă învețe un chip nou de pusnicie pe care să nu-l cunosc și nu l-am făcut sau să fie în stare să mă ajute cu ceva? Se găsește oare vreun bărbat din cei care trăiesc înțelepsește în pustie care să mă întreacă în ce privește fapta și contemplația? Pe când spunea bătrânul acestea, i s-a arătat cineva și i-a spus Zosima, bine te-ai nevoit, atât cât era cu putință unui om și bine ai dus la capăt pusnicescul drum. De altfel, nu este nimeni între oameni care să fie desăvârșit. Dar lupta ce stă în față este mai mare decât cea dusă până acum, deși nu o cunoști. Ca să știi însă că sunt încă și multe alte căi spre mântuire, ieși întocmai ca și Avram, cel vrednic de cinstire între patriarhi, Ieși din pământul neamului tău și din casa părintelui tău și du-te la mănăstirea ce se află lângă râul Iordan. dată bătrânul, ascultând de poruncă, a ieșit din mănăstirea în care viețuise monahicește din prâncie și ajungând la Iordanul cel între râuri sfânt, a fost condus de cel ce a poruncit în acea mănăstire în care Dumnezeu a hotărât să fie. Bătând cu mâna în partea mănăstirii, i-a ieșit într-o întâmpinare mai întâi monahul însărcinat cu paza porții. Portarul l-a dus la stareț, care când l-a văzut cu haina și chipul cu vioșiei și că îi face metania obișnuită monahilor, după ce i-a dat binecuvântarea, l-a întrebat. De unde vii, frate? Pentru care pricină ai venit la noi, niște sărmani călugări? Să spun de unde am venit, nu mi-e de folos, dar pentru folos am venit, părinte. Am auzit despre voi lucruri slăvite și vrednice de laudă, cu putință să apropie sufletul de Hristos, Dumnezeul nostru. Frate, Dumnezeu este singurul care vindecă neputința omenească și El însuși și pe tine și pe noi ne va învăța dumnezeiasca sa voie și ne va îndruma să facem cele ce se cuvine. Omul nu poate fi de folos omului decât numai să ia aminte fiecare totdeauna la sine și să lucreze cu minte trează ceea ce trebuie, dobândind ajutor în cele ce face pe Dumnezeu. Dar dacă, după cum ai spus, dragostea lui Dumnezeu te-a mânat să ne vezi pe noi, smeriți călugări, atunci rămâi cu noi, dacă pentru aceasta ai venit. Iar păstorul cel bun, cel care și-a dat sufletul pentru mântuirea noastră și cheamă oile lui pe nume, ne va hrăni pe toți prin harul Domnului. Acestea a spus tarețul către Zosima, iar el a făcut iarăși metanie și a cerut binecuvântare. Și după ce a răspuns, Amin, a rămas în acea mănăstire. Zosima a văzut pe călugăr stălucind în fapte și în contemplație, slujind Domnului. Cântarea era necontenită, privegherea tot timpul nopții, iar în mâini aveau neîntrerupt lucrul și în gură psalmi. Cuvânt deșert nu era printre ei. Grija de lucrurile lumești nu se afla la aceea. Veniturile ce se socotesc și se adună în fiecare an și grijile cu privire la viață, griji care au în vedere un câștig bănesc, nici cu numele nu erau cunoscute de ei. Ce un singur lucru și cel din tâi era cel revenit de toți anume ca fiecare din ei să fie mai presus de trup, după cum au și murit odată și nu mai trăiesc pentru lume și pentru toate cele din lume. Rana nesfârșită aveau cuvintele de Dumnezeu însuflate. Răneau însă și trupul, dar numai cu cele de trebuință, cu pâine și apă, pe cât era fiecare înflăcărat de dumnezeiască dragă. Văzându-le pe acestea, Zosima, după cum însuși a spus, se întărea foarte mult sufletește, pășind înainte spre desăvârșirea cei stătea în față și găsind împreună lucrători care să lucreze în chip bun voia dumnezească. După ce au trecut multe zile, s-a apropiat timpul pregătirii pentru Sfântul și Marele Post în care monahi se curățeau mai dinainte pentru dumnezească pătinire și pentru închinarea învierii lui Hristos. Porțile mănăstirii nu erau deschise niciodată, ci încuiate totdeauna pentru a face monahilor netulburată nevoința pustnicească. Nici nu era voie să se deschidă porțile, afară numai dacă vreun monac ieșea pentru vreo mare trebuință. Locul era pustiu, iar celor mai mulți dintre monachii din vecin le era nevoie să ajungă aici din pricina drumului nu numai greu de străbătut, dar și necunoscut. În mănăstire se păstra din vechi o rânduială. Să că din pricina acestei rânduieli Dumnezeu a adus pe Zosima la acea mănăstire. Care era rânduiala și cum se păzea voi spune aici. În duminica ce s-au obișnuit să se numească întâi din săptămânile postului mare, se săvârșea Sfânta Liturghie, ca de obicei, și fiecare se împărtășea cu preacuratele și de viață făcătoarele taine și mâncau puțin, după cum era obiceiul. După aceasta se strângeau toți în biserică și, făcându-se îndelungată rugăciune și multe metanii, călugării se îmbrățișau unii pe alții, făceau metanie starețului și se rugau să le dea binecuvântarea care să le fie de ajutor și de sfătuire în nevoințele ce le stăteau înainte. După ce se săvârșau acestea, se deschideau de mănăstirii și ieșeau toți din mănăstire cântând cu dulce glas Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu. De cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? Și celelalte stife ale psalmului. Ei lăsau de multe ori un paznic sau doi la mănăstire, nu ca să păzească averea ce se afla înăuntru, căci călugării nu aveau ceva care ar fi putut fi luat de hoți, dar ca să nu lase biserica fără slujbă dumnezeiască. Fiecare lua de alea mâncării după cum putea și după cum voia. Unul lua cu sine pâine pe măsura trebuinței trupului, altul smochine, altul finice, altul legume uscate muiate în apă, altul nimic, ci numai trupul lui și era asta cu care era îmbrăcat. Se hrănea de câte ori firea silea cu ierburile ce cresc în pustie. Și era păzită această rânduială și lege cu sfințenie de fiecare din ei. De a nu ști unul de altul cum se înfrânează și petrece celălalt. Îndată ce treceau Iordanul, se despărțeau unii de alții. Pustiul era mare și niciunul nu se întâlnea cu altul. Dacă unul din ei vedea din depărtare venind pe altul spre el, se abătea din drum și se ducea în altă parte, trăia pentru el și pentru Dumnezeu, cântând neîntărupt psalmi și gustând din hrana pe care o avea la îndemână. Petrecând astfel toate zilele postului, se întorceau la mănăstire în Duminica Florilor, dinaintea sărbătorii de viață făcătoare învierea Mântuitorului, Duminică pe care biserica a rânduit-o să se prăznuiască cu stâlpări. Atunci se întorceau fiecare, având rod al ostenerilor sale, conștiința sa, care cunoștea cum a lucrat și semințele căror ostenele a adunat. Și nimeni nu întreba pe celălalt cum sau în ce chip a purtat lupta și a stat în față. Aceasta era rânduia la mănăstirii și a se îndeplinea în chip desăvârșit. Fiecare dintre ei, când era în pustie, lupta cu sine însuși sub îndrumarea lui Dumnezeu, fără să caute să placă oamenilor și nici să arate că se înfrânează. Căci cele ce se fac de dragul oamenilor și cele ce se săvârșesc pentru a plăcea oamenilor, nu se poate spune că aduc vreun folos celui ce le săvârșește. Ce din potrivă? mare pagubă. Atunci Zosima, potrivit obișnuintei rânduiele mănăstirii, a trecut Iordanul, ducând cu sine puține ale mâncării pentru nevoia trupului și rasa cu care era îmbrăcat. Canonul său de rugăciune și l străbătând pustia, iar când trebuința trupului o cerea, gusta ceva. Noaptea dormea întizându-se puțin la pământ. Se bucura de puțin somn acolo unde l-a apucat seara. Dis de dimineață începea din nou să meargă, având totdeauna locuri aspre pentru mers. Și avea dorința, după cum spunea, să pătrundă în adâncul pustiei, cu nădejdea să găsească vreun părinte în stare să-l ducă spre ceea ce dorea. Și-și continua drumul cu sârguință, ca și cum ar fi zorit spre o locuință cunoscută și vestită. A mers așa cale de douăzeci de zile. Când a venit vremea mezii, s-a oprit puțin din mers și privind către răsărit și-a făcut obișnuită rugăciune, căci obișnuia la hotărâte ceasuri ale zilei să-și întrerupă a nevoiosul mers și să se odihnească puțin stând în picioare, ca să cânte psalmi și să facă metanii. Așa își făcea el rugăciunea. Dar pe când cânta psalmi și privea la cer, cu o neîntreruptă privire, vede din colina din dreapta locul în care sta și se roga, pe la ceasul 12, evindu-se o umbră ca un trup de om. Mai întâi s-a speriat și tremura din tot trupul, nuind că vede o nălucire diavolească. După ce a făcut semnul crucii și a dat la o parte frica, și-a întors privirile și a văzut într-adevăr pe cineva mergând spre miază zi. Vedenia era cu trupul gol, neagră la trup, negrită ca din pricina arșiței soarelui. Părul capului era alb, ca lumea, dar și acesta puțin, încât nu trecea mai jos de grumaz. Când a văzut asta, Zosima s-a făcut de bucurie ca o floare și vesel de minunăția priveliștii a început să alerge spre locul spre care se zărea și vedenia. Cu spusă bucurie se bucura, căci în toată curgerea acelor zile n-a putut să vadă chip omenesc de animal sau de zburătoare, chip sau umbră pământească sau umbra vreunei viețuitoare. Căuta, deci, să cunoască cine este vedenia și din ce loc, pentru că nădăjduia că va vedea mari lucruri. Vedenia însă, când a înțeles că Zosima vine de departe spre ea, a început să fugă și să alerge spre adâncul pustiei. Zosima, ca și cum și-ar fi uitat de bătrânețe, bancă neținând seama nici de oboseala drumului, se îndrepta zărindu-se să ajungă pe cel ce fugea. Unul îl urmărea, celălalt era urmărit. Mersul lui Zosima însă era mai iute și încetul cu încetul a ajuns mai aproape de cel ce alerga. Când s-a apropiat încât putea să-i se audă și vocea, a început Zosima să strige și să dea drumul cu lacrimi la astfel de stricăte. Pentru ce fugi de mine?" Un bătrân și un păcătos. Așteaptă-mă robul lui Dumnezeu, oricine-i fi, pentru numele lui Dumnezeu pentru care locuiește în această pustie. Așteaptă-mă pe mine neputinciosul și nevrednicul pentru nedejdea pe care o ai în schimbul ostenelii tale. Stai și roagă-te și binecuvântează pe bătrân pentru Dumnezeu, căruia nu i-a fost cârbă de nimeni niciodată. Pe când Zosima, înlăcrimat, spunea aceste cuvinte, alergau amândoi spre un loc care avea înfățișarea unui pârâu uscat. Îmi dau cu părerea însă că acolo n-a fost niciodată pârâu, căci cum s-ar găsi un pârâu în acel loc, ci că locul a dobândit din o natură o astfel de înfățișare. După ce au ajuns amândoi la locul mai suspomenit, făptura omenească ce fugea înaintea lui, s-a coborât în vale și s-a urcat pe malul celălalt. Dar Zosima, obosit și n-a mai putând să fugă, a stat pe celălalt mal al locului cu înfățișarea de pârâu. Și a adăugat lacrim la lacrim și plânsete la plânsete, încât tânguirile lui puteau să ajungă până departe. Atunci, arătarea trupească de pe celălalt mal a rostit astfel de cuvinte. Părinte Zosima, pentru Domnul iartă-mă, dar nu pot să mă întorc și să mă arăt în fața ta astfel. Sunt femeie și, după cum vezi, lipsită de îmbrăcăminte. Dar dacă voi ești cu tot din adinsul să dăruiești binecuvântare unei femei păcătoase, aruncă-mi rasa ta cu care ești îmbrăcat ca să mă acopăr și să mă întorc spre tine și să primesc binecuvântările tale. Atunci tremura cuprins pe Zosima, după cum spunea, când a auzit că-l cheamă pe nume, căci bărbatul, fiind pătrunzător la minte și prea înțelept în cele dumnezeiești, cunoștea că dacă acea făptură n-ar fi fost luminată de harul proorocii, negreșit că nu l-ar fi chemat pe nume pe el, pe care niciodată nu l-a văzut și despre care niciodată n-a auzit. Cu grabă, deci, a îndeplinit ceea ce a pornit și dezbrăcând haina veche și ruptă ce avea, o avea, i-a aruncat-o stând întors cu spatele. Iar ea a luat-o și s-a acoperit. După aceasta se întoarce spre Zosima și îi zise. Ce ți-a venit în minte, părinte Zosima, de a vedea pe o femeie păcătoasă? Ce vrei să afli de la mine sau să vezi la mine? Te n-ai pregetat să te obosești atât de mult? Zosima, plecându-și genunchii la pământ, cerea să fie binecuvântat după obicei, dar ea îi făcea metanie și amândoi se mișcau spre pământ, fiecare cerând să fie binecuvântat de celălalt. Nimic altceva nu se putea auzi de la amândoi decât binecuvântează. 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 Binecuvântează-mă, părinte. După multă trecere de vreme, a spus femeia către Zosima. Părinte Zosima, ție ți se cuvine să binecuvintezi și să te rogi pentru mine, căci tu ești cinstit cu vrednicia preoției. Tu de mulți ani stai în fața Sfântului Altar și de multe ori ai săvârșit dumnezeieștile taine. Cuvintele acestea au adus lui Zosima, mai mare frică și neliniște. Bătrânul tremura, era plin de sudoare și suspina, iar glasul îi se tăia și grăi cu răsuflare greoaie și întreruptă. Este lămurit, duhovnicească maică, din felul tău de viață, că te-ai apropiat de Dumnezeu și că în cea mai mare parte ai murit pentru lume. Dar mult mai lămurit este harul dat ție, pentru că m-ai chemat pe nume și m-ai numit preot pe mine, pe care niciodată nu m-ai văzut. Dar pentru că harul nu se cunoaște din vredniciile pe care le are cineva, ci este obișnuit să fie cunoscut din darurile sufletești, pentru aceea, pentru Domnul, binecuvântează-mă și roagă-te pentru mine care am nevoie de ajutorul tău. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care se îngrijește de mântuirea oamenilor și a sufletelor. Amin. Amin. Pentru care pricină omul ai venit la mine păcătoasă? Pentru care pricină ai venit să vezi o femeie lipsită de orice virtute? Afară numai dacă Harul Sfântului Duh nu te-a călăuzit să îndeplinești cu timpul vreo slujbă de trebuință trupului meu. Spunem cum viețuiesc creștinii astăzi, cum crămuiesc împărații, cum este păstrată biserica. În puține cuvinte, Maică, prin rugăciunile tale cu vioase, Hristos a dăruit tuturor pace statornică. Dar primește rugăciunea nevrednică a bătrânului și roagăte pentru toată lumea și pentru mine, păcătosul pentru ca să nu-mi fie fără rod întinderea pustiului acestuia. Ție ți se cuvine, părinte Zosima, să te rogi pentru mine și pentru toți, că după cum ai spus, ai vrednicia preoțească și spre aceasta ai fost rânduit. Dar pentru că datori suntem să facem ascultare, voi îndeplini cu dragă inimă porunca. După ce am spus acestea, s-a întors către răsărit și ridicându-și ochii spre cer și înălțându-și mâinile, a început să se roage în șoaptă. Glasul ei nu se auzea lămurit, așa că Zosima n-a putut să înțeleagă nimic din rugăciunea ei. El stătea, după cum spunea, cu privirile aplicate la pământ, tremurând, fără să rostească ceva, Dosimă s-a jurat, luând pe Dumnezeu martor de cele spuse, că ridicându-și puțin ochii de la pământ, a văzut-o în timpul rugăciunii ei înălțată cu un cot de la pământ. Cât se ruga stând în văzdu. Când a văzut aceasta, l-a cuprins mai mare frică și puternică neliniște. Nu îndrăznea să rostească ceva ce spunea numai el însuși, Doamne mirește. În timp ce bătrânul sta la pământ, un gând de sminteală i-a trecut prin minte. Se gândea, oare nu cumva este un duh rău și se face că se roagă? După ce femeia și-a terminat rugăciunea, s-a întors, a ridicat ca calugor și i-a zis. Pentru ce, părinte, te tulbură gândurile și te smintești cu privire la mine? că sunt duh și că mă prefac, mă rog. Fi de plin încredințat, omule, că femeie păcătoasă sunt și am fost de altfel întărită cu Sfântul Botez. Nu sunt duh, ci pământ și țărână și într-un cuvânt trup care n-a gândit nimic duhovnicesc. Spunând acestea, și-a pecetluit cu semnul crucii fruntea, ochii, buzele și pieptul, zicând astfel. Dumnezeu, părinte Zosima, să ne izbăvească de cel rău și de lațurile lui, căci mare este puterea diavolului împotriva noastră. Când bătrânul a auzit și a văzut acestea, s-a aruncat la pământ, spunând cu lacrimi: Îl iau pe Dumnezeu un martor, în numele lui Hristos, Dumnezeul nostru, care s-a născut din fecioară, pentru care goliciunea aceasta o porți pentru care ți-ai istovit trupul acesta, să nu ascunzi nimic robului tău. Cine ești? De unde? De când și în ce chip ai locuit în pustia aceasta? Nimic să nu ascunzi din faptele tale, ci pe toate să le povestești, ca să faci cunoscute mărețiile lui Dumnezeu. Căci după cum este scris, ce folos are înțelepciunea ascunsă și comoara îngropată? spunem toate pentru Domnul. Nu mi le vei spune pentru laudă sau pentru fală, ci ca să mă înștiințez pe mine, păcătosul și nevrednicul. Cred în Dumnezeu pentru care trăiești și ai viețuit, că pentru aceasta am fost călăuzit în pustiul acesta, ca Domnul să facă cunoscute faptele tale. Nu este în puterea noastră a ne împotrivi judecăților lui Dumnezeu, Căci dacă n-ar fi fost bine plăcut lui Hristos, Dumnezeul nostru, ca să fi cunoscută de mine și să se știe cum te nevoiești, n-ar fi îngăduit să fi văzută de cineva și nici pe mine nu m-ar fi întărit să merg atâta cale, pe mine, care niciodată n-am voit și nici n-am putut să ies din chilia mea. După ce părintele Zosima a spus acestea și mai multe altele, femeia l-a ridicat de la pământ, și i-a spus: Mă ruinezi, părintele meu, să-ți spun rușinea faptelor mele. Iartă-mă pentru Domnul. Dar de vreme ce ai văzut trupul meu gol, atunci să-ți dezgolesc și faptele mele, ca să cunoști de câtă rușine și întinăciune este prin sufletul meu. Nu din pricină de a nu mă lăuda, după cum socoteai, n-am voie să povestesc faptele mele căci cu ce am amăleuda eu, care am fost vas ales al diavolului? Știu însă că dacă voi începe să-mi povestesc viața, vei fugi de mine, cum fuge cineva de șarpe, și nu vei suferi să auzi faptele nebune săvârșite de mine. Și le spun, fără să las ceva deoparte, dar mai întâi îl iau martor pe Dumnezeu. Să nu înceteze a te ruga pentru mine, ca să găsesc milă în ziua judecății. Și în timp ce bătrânul lăcrima fără încetare, femeia a început povestirea vieții ei grăind așa. Frate, eu sunt deloc din Egipt. Pe când eram de 12 ani și trăiau părinții mei, am lepădat dragostea față de ei și m-am dus în Alexandria. Mi-e rușine să mă gândesc cum de la început mi-am stricat feceria și cât de neînfrânată și nesățioasă mi era patima împreunării. Dar este mai cinstit să ți-o spun acum. Aceasta ce o voi istorisi pe scurt, ca să cunoști firea mea pătimașă și dorul meu după plăceri. Timp de mai bine de 17 ani, iartă-mă, i-am petrecut în dragoste publică să fiind de străbălări. Și iau martor pe Dumnezeu, nu pentru plată, căci n-am luat nimic de la cei care de multe ori voiau să-mi plătească. Acest chip de-am împlinit dorința în dar, l-am născocit pentru a face să atrag luarea mintea cât mai multor bărbați asupra mea. Iar să nu crezi cumva că nu luam bani pentru că eram bogată, nu, căci trăiam ca o cerșetoare și adeseori torceam câlți. Aveam însă o poftă nesățioasă și o dorință neînfrânată de a mă noroiul plăcerilor. Aceasta s-o că este scopul vieții, de a bat jocorii trupul. Ducând deci o astfel de viață, văd într-o vară mulți bărbați din Libia și din Egipt alergând spre mare. Am întrebat pe unul care s-a aflat un întâmplător lângă mine, unde se zoresc oare bărbații aceștia care alergă? Acela mi-a răspuns, se duc cu toții la Ierusalim, de sărbătoarea înălțării cinstitei cruci, care se prăznuiește peste puține zile. Oare nu mă vor lua și pe mine, i-am spus aceluia, dacă voi vrea să-i urmez? Dacă ai bani de drum și de hrană, nu te împiedică nimeni. Într-adevăr, frate, i-am spus, n-am bani, nici de drum și nici de hrană, dar mă duc și eu și mă urc în una din corăbile pe care le-au tocmit și mă vor hrăni, chiar dacă nu vor. Trup am și îl voi da în locul banilor de drum. Pentru aceasta am voi să plec. Și îți cer iertare, părintele meu, pentru ca să am mai mulți îndrăgostiți la cherimul patimii mele. Și am spus, părinte Zosima, să nu mă silești să spun nerușinarea mea, mă cu tremur. Știe, Domnul, că te pângăresc și pe tine și văzduhul duhul cu vorbele mele. Udând pământul cu lacrimi, te rog, spune pentru Domnul, maica mea să nu întrerup firul unei asemenea povestiri de folos. Așadar, acel tânăr a plecat râzând când a auzit nerușinarea cuvintelor mele. Eu însă aruncând furca pe care o purtam, că se întâmpla să o port din când în când, am alergat la mare, acolo unde vedeam că se zoresc oamenii, și văzând pe câțiva tineri, cam zece la număr sau chiar mai mulți, care stăteau pe țărm, bănuiesc că așteptau pe alți tovarăși de călătorie, că cei care veniseră înainte se urcaseră în corăbii. Deci, văzându-i pe tinerii aceia, cu trupurile și mișcările pline de viață și de putere, și părându-mi se îndestulători pentru scopul pe care îl urmăream, am sărit cu nerușinare, după cum îmi era obiceiul, în mijlocul lor. Luați-mă și pe mine, unde plecați, și nu vă voi fi nefolositoare. După ce am spus și alte cuvinte mai nerușinate, I-am pornit pe toți pe râs. Iar când au văzut stăruința mea în nerușinare, m-au luat și m-au dus în corabia pe care o aveau tocmită. Căci între timp au venit și aceia din pricina cărora stăteau pe țărm. Din această clipă a început călătoria pe mare. Iar cele ce au urmat după aceasta... Cum ți le voi povesti, omule? Ce fel de limbă le va rosti sau ce auz va primi faptele săvârșite în corabie în vremea călătoriei? Cum îți voi povesti faptele pe care i-am silit să le facă ei împotriva voinței lor? Nu există chip de destrăbălare din cele ce se pot spune și din cele ce nu se pot spune pentru care să nu fi fost învățătoare a celor nenorociți. Eu, părintele meu, mă minunesc cum de n marea de străbălările mele. Cum de nu și-a deschis pământul gura și nu m-a cufundat de vie în iad pe mine care am prins în lațuri atâtea suflete? Bănuiesc însă că Dumnezeu căuta pocăința mea, căci nu vrea moartea păcătosului. El este îndelung răbdător și așteaptă întoarcerea. Cu astfel de sârguință am ajuns în Ierusalim. Iar în zilele petrecute în oraș, înainte de sărbătoare, am făcut fapte la fel cu celelalte, dar mai vârtos și mai rele, căci n-am fost îndestulată cu tinerii pe care i-am avut pe mare și mi-au slujit pe cale, ci m-am folosit și de mulți alții, locuitori din Ierusalim și străini, strângându-i pentru același scop. Când a sosit Sfânta Sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci, eu umblam ca și mai înainte de Colo-Colo, ca să pescuiesc sufletele tinerilor, foarte de dimineață însă am văzut pe toți că aleargă la biserică. Am plecat și eu, mergând împreună cu cei care se grăbeau. Și am ajuns odată cu ei în pridvorul bisericii. Când a venit timpul nălțării cinstitei cruci, mă împingeam în mulțime, silindu-mă să intru împreună cu poporul. Și m-am apropiat, eu ticăloasă, cu multă trudă și năduf de ușa prin care se putea intra în biserică unde se arăta lemnul cel de viață făcător al crucii Domnului. Când să pășesc pragul ușii, toți ceilalți au intrat neîmpiedicați. Pe mine însă m-a oprit o putere dumnezeiască, neîngăduindu-mi să intru. Iarăși am încercat, dar am fost respinsă și m-am văzut din nou stând singură în pridvor. Socotind că din pricina slăbiciunii femei s-a întâmplat aceasta, M-am amestecat iarăși cu alții și mă sileam pe cât puteam făcând un loc cu coatele și mă împingeam, dar m-am ostenit în zadar. Când nemernicul meu picior a călcat din nou pe prag, biserica a primit pe ceilalți fără să împiedice pe cineva. Nu mai pe mine nefericita, nu mă primea. Ce o putere mare mă împiedica, în tocmai ca o mulțimă rânduită de ostași, care i s-a poruncit să-mi închidă intrarea și am rămas iarăși în pridvor. După ce am făcut și am pătimit aceasta de trei și de patru ori, am obosit. Și nu mai aveam putere nici să mă împing, nici să mă înghesui, căci trupul meu suferise foarte tare din pricina înghesuierii. M-am întors, deci, și am plecat și am stat în colțul curții bisericii. Apea atunci mi-a venit în minte pricina care m am împiedicat să văd lemnul de viață făcător cuvânt mântuitor a atins ochii inimii mele, arătându-mi că noroiul faptelor mele a fost acela care mi-a închis intrarea. Am început să plâng și să mă tângui și să-mi bat pieptul, scoțând suspine din adâncul inimii mele. Pe când plângeam, văd deasupra locului în care stăteam că se afla icoana prea sfintei născătoare de Dumnezeu. Și am zis, uitându-mă către ea cu statornicie, Fecioară! care ai născut după trup pe Dumnezeu cuvântul. Știu, știu că nu este cuvincios și binecuvântat ca eu, atât de necurată, atât de spurcată. Să văd icoana ta, a purura fecioarei, acelei curate care ai trupul și sufletul curate și neîntinate. Este drept să fiu urâtă eu, pierduta, de tine care ești curățenia și să te dezguști de mine, dar de vreme ce, după cum am auzit, Dumnezeu pe care L-ai născut, pentru aceasta s-a făcut om, ca să cheme pe păcătoși la pocăință. Ajută-mi mie, singura care n-am pe cineva preajutor. Poruncește să mi se îngăduie să intru în biserică. Să nu mă lipsești să văd lemnul pe care s-a răstignit Dumnezeu cel născut de tine care și-a dat propriul său sânge preț de răscumpărare pentru mine. Poruncește, stăpână, să-mi fie deschisă și mie ușa Dumnezeiești din chinărea crucii. Dumnezeului născut din tine, te dau o chezășuitoare, că niciodată nu voi mai pângări acest trup prin vreo împreunare rușinoasă. Iar după ce voi vedea lemnul crucii fiului tău, mă voi lepăda numai cât de lume și de toate cele din lume. și îndată plec acolo unde tu, ca o chezășăitoare a mântuirii mele, mă vei povățui și mă vei îndruma. După ce am spus acestea și am căpătat prin ardoarea credinței un fel de încredințare și având de plină nădejde milostenia născătoarei de Dumnezeu, M-am mișcat din locul unde am stat și mi-am făcut rugăciunea. Am venit iarăși și m-am amestecat cu cei care intrau. Nu mai era nimeni care să mă dea îndărăt. Nimeni care să mă împiedice să mă apropii de ușa prin care se intra în biserică. Frică m-a cuprins și mirare. Eram cu totul struncinată și tremuram. Când am ajuns la ușa sigilată până atunci pentru mine, toată puterea care la început m-a împiedicat Acum îmi înlesnea dinainte intrarea. Astfel am intrat fără o steneală. Am ajuns înăuntru celor sfinte. Am fost învrednicită cu vederea făcătoarei de viață cruci. Am văzut tainele lui Dumnezeu și eram gata să primesc pocăința. După ce eu, nenorocita, m-am aruncat la pământ și m-am închinat acestui loc sfânt. Am alergat ieșind grăbindu-mă spre chizășuitoarea mea. Când am ajuns în acel loc în care a fost scris zapisul făgăduinței, mi-am plecat genunchii înaintea pururea fecioarei și născătoarei de Dumnezeu și am spus aceste cuvinte. Tu, stăpână prea bună, ți a arătat față de mine iubirea ta de oameni. Nu te-ai dezgustat de rugăciunile unei nevrednice. Am văzut slava pe care nu este drept să o vedem noi, cei pierduți. Slavă lui Dumnezeu care primește prin tine pocăința păcătoșilor. Dar ce voi gândi mai mult sau ce voi rosti eu păcătoasa? Este timpul, stăpână, să fie îndeplinită făgăduința pe care am făcut-o. Îndrumează-mă acum unde poruncești. Fii acum învățătoarea mântuirii mele, povățuindu-mă pe calea care duce la pocăință. Și zicând acesta, am auzit din depărtare un glas. Dacă vei trece Iordanul, bună odihnă vei găsi. Ascultând această voce și fiind încredințată că aceasta pentru mine s-a întâmplat, am strigat cu lacrimi și am zis născătoarei de Dumnezeu. Stăpână, stăpână, nu mă părăsi. După ce am strigat acestea, am ieșit în curtea bisericii. Când am ieșit, un om m-a văzut și mi-a dat trei monede, zicându-mi, primește-le pe acestea, maică. Le-am luat, am cumpărat cu ele trei pâini și le-am socotit drept pâine ale binecuvântării. Și am întrebat pe negustorul care mi-a vândut pâinile, care este omule calea care duce la Iordan? Aflând poarta orașului care duce spre părțile acelea, am ieșit alergând și mergeam lăcrimând. Din întrebare în întrebare am ajuns. După ce am mers toată ziua, căci era pe la ceasurile nouă dimineața, pe cât pănuiesc, când am văzut crucea, am ajuns pe la apusul soarelui la biserica Sfântului Ioan Botezătorul, care se afla alături de Iordan. Închinându-mă mai întâi în biserică, M-am coborât îndată la Iordan și mi-am spălat fața și mâinile cu apa aceea sfântă. După aceea m-am împărțășit în biserica înainte mergătorului cu prea curatele și de viață făcătoarele taine. Am mâncat jumătate dintr-o pâine, am băut apă din Iordan și m-am culcat noaptea pe pământ. A doua zi de dimineață am trecut pe malul celălalt, cu o mică barcă pe care am găsit-o acolo, și iarăși m-am rugat de îndrumătoarea mea să mă călăuzească acolo unde binevoiește. Așa am ajuns în acest pustiu. De atunci până astăzi m-am îndepărtat fugind și m-am sălășluit în această pustie, așteptând pe Dumnezeul meu, care mântuiește de deznădejde și de vifor pe cei care se întorc la el. Câți ani sunt, maica mea, de când se lășluiește în acest pustiu. După cât bănuiesc, sunt 47 de ani de când am ieșit din Sfânta Cetate. Și ce ai găsit sau ce ai avut ca hrană, maica mea? Am trecut Iordanul, ducând cu mine două pâini și jumătate. Acestea, încetul cu încetul scându-se, s-au împietrit și în câteva vreme mâncându-le, le-am terminat. Și astfel ai petrecut cu ușurință atâția ani, fără să te tulbure marea schimbare ce s-a săvârșit cu tine? M-a întrebat acum, părinte Zosima, un lucru de care mă cutremur să și vorbesc. Căci dacă îmi voi aminti atât de multele primejdii pe care le-am suferit și de gândurile care cumplit m-au tulburat, mă tem ca nu cumva să fiu iarăși cuprinsă de ele. Să nu lași nimic, maica mea, din ceea ce ai să-mi vestești. Căci te-am întrebat de acestea pentru ca să mi le arăți pe toate, fără să lași ceva deoparte. Crede-mă, părinte, că am petrecut 17 ani în acest pustiu, luptându-mă cu poftele mele nebunești ca și cu niște fiare sălbatice. Când încercam să gust din hrană, doream cărnurile și peștii pe care i are Egiptul. Doream băutura de vin atât de plăcută mie, căci am băut mult vin pe când eram în lume. Aici însă nici apă nu aveam să gust. Ardeam de sete în chip groaznic, dar de nevoie sufeream. Intra însă în sufletul meu și pofta necugetată a cântecelor desfrânate, tulburându-mă chinuitor să cânt cântecele drăcești pe care le-am învățat. Dar eu îndată lăcrimam și îmi loveam pieptul cu mâinile și mi-aduceam aminte de făgăduința ce-am făcut-o când am plecat în pustie. Mă duceam cu mintea la icoana născătoarei de Dumnezeu, chezășuitoarea mea, și plângeam în fața ei, cerând să alunge gândurile cele rele, care atacau astfel și nenorocitul meu suflet. După ce lăcrimam îndeajuns și îmi băteam cu putere pieptul, vedeam o lumină care strălucea prejurul meu. Și din acea clipă, peste potopul de gânduri, venea o liniște statornică. Dar cum îți voi povesti, părinte, gândurile mă mânau iarăși la desfrânare. Foc se aprindea în lăuntru nefericitei mele inimi. Toată mă ardea și mă ațâța spre pofta împreunării. Îndată ce însă un gând ca acesta mă ataca, mă aruncam la pământ și udam pământul cu lacrimi, socotind ca apare chizășuitoarea mea, ca o apărare în fața mea, călcătoarea de lege. Și ceream pedeapsă pentru călcarea făgăduinței. Nu mă sculam de la pământ și se întâmpla să stau la pământ zi și noapte, până ce nu mă lumina acea dulce lumină și mi-alunga gândurile ce mă tulburau. Ochiul gândirii mele, deci îl întreptam totdeauna, fără încetare, spre chizășuitoarea mea rugându-o să fie într-ajutor acelea care trecea prin atâtea primejdii în nesfârșitul pustiului. Și aveam un ajutor și un apărător spre pocăință. Așa am petrecut vreme de 17 ani, luptându-mă cu mii de primejdii. Dar din acea vreme și până astăzi, ajutătoarea mea a fost lângă mine în toate, călăuzindu-mă prin toate. Nu ai avut nevoie de hrană sau de îmbrăcăminte? După ce am sfârșit acele pâini, precum ți-am spus mai înainte, m-am hrănit timp de 17 ani cu verdețuri și cu altele ce se găseau în pustie. Îmbrăcămintea pe care am avut-o când am trecut Iordanul s-a sfâșiat, rupându-se. Am suferit mare chin și din pricina frigului, dar și din pricina căldurii. Din cauza arșiței ardeam, iar din pricina gerului înghețam și tremuram așa că de multe ori cădeam la pământ și rămâneam aproape fără suflare și nemișcată. M-am luptat deci cu multe și felurite nevoi și ispite grele. Din acel timp însă și până acum, puterea lui Dumnezeu a păzit în multe chipuri păcătosul meu suflet și smeritul meu trup. Căci am dobândit o hrană neîmpuținată, nădejdea mântuirii mele gândindu-mă numai de la câte rele m-am mântuit. Mă hrănesc și mă acopăr cu cuvântul lui Dumnezeu, care ține toate. Nu numai cu pâine va trăi omul, iar cei care au lepădat îmbrăcămintea păcatului, cu piatră s-au îmbrăcat, dacă n-au avut acoperământ. Când a auzit, Zosima, că a amintit și citate din scriptură, din cărțile lui Moise din Iov și din Cartea Psalmilor, i-a spus. Ai citit Cartea Psalmilor, maica mea? Sau alte cărți? Crede-mă, omule, că n-am văzut de când am trecut Iordanul pe alt om decât astăzi chipul tău. Dar nici fiară sălbatică sau altă viețuitoare n-am zărit de când sunt în acest pustiu. Iar carte n-am învățat niciodată. Nici n-am auzit pe cineva cântând sau citind psalm. Cuvântul lui Dumnezeu însă, care este viu și lucrător, dă omului cunoștință. Aici este sfârșitul povestirii mele. Și fac și acum ceea ce am făcut când am început povestirea. Îl iau martor pe Dumnezeu și acum, pentru parea cuvântului lui Dumnezeu, să te rogi pentru mine, păcătoasa. După ce a spus acestea, și și a sfârșit aici povestirea. S-a pornit să facă metalii. Bătrânul a strigat iarăși cu lacrimi. Binecuvântat este Dumnezeu care a făcut lucruri mari și minunate, slăvite și neobișnuite, al căror număr nu se știe. Binecuvântat este Dumnezeu care mi-a arătat cât de multe lucruri dăruiește celor care se tem de el. Cu adevărat, Doamne. N-ai părăsit pe cei care te caută pe tine. Femeia să nu-i a îngăduie bătrânii deloc să facă metale, ți-a zis. Îl iau martor pe Mântuitorul Hristos, Dumnezeul nostru, să nu spui la nimeni nimic din cele ce ai auzit, până când Dumnezeu nu mă va lua de pe pământ. Acum mergi în pace, iar în anul ce vine, mă vei vedea iarăși pe mine și eu pe tine păzit fiind de harul lui Dumnezeu. Fă dar pentru Domnul ceea ce-ți poruncesc acum. În sfântul și marele post al anului viitor să nu treci Iordanul, după cum obișnuit să faceți în mănăstire. Zosima s-a minunat când a auzit că-i vestește și rânduia la mănăstirii. N-a spus nimic altceva decât... Slavă lui Dumnezeu care a dat haruri mari celor care iubesc pe el. Rămâi, părinte, după cum am spus în mănăstire, că și chiar dacă vei voi să ieși, nu-ți va fi cu putință. Iar în sfânta seara cinei celei de taină, ia trupul și sângele de viață făcător al lui Hristos într-un vas sfințit, vremnic de asemenea taine, și adumile. Să stai cu ele pe malul Iordanului, care se învecinează cu locuințele omenești. Eu voi veni acolo ca să mă împărtășesc cu darurile de viață făcătoare. N-am mai avut parte de această sfințenie de când m-am împărtășit în biserica înainte mergătorului, înainte de a trece Iordanul. Iar acum o doresc o dragoste năstăpânită. Pentru aceea cer și mă rog să nu treci cu vederea cererea mea, ci adun negrășit asemenea taine de viață făcătoare și dumnezeiești. În același timp în care Domnul a făcut pe ucenici părtași, Dumnezeu știi cine? Iar părintele lui Ioan, starețul mănăstirii în care locuiești, spune-i aceasta: Ai grijă de tine și de turma ta, căci se petrec acolo unele lucruri care au nevoie de îndreptare. Nu vreau însă să le spui acum acestea, ci când îți va îngădui Domnul. roagă pentru mine. După ce a spus cuvintele acestea, a fugit iarăși în adâncul pustiei. Dosima și-a plecat genunchii, s-a închinat locurile în care a stat picioarele ei și slăvind și binecuvântând pe Hristos, Dumnezeul nostru, s-a întors bucurându-se cu sufletul și cu trupul. Străbătând din nou acea pustie, a ajuns la mănăstire în ziua în care obișnuiau să se întoarcă monarhii acolo. În anul acela, Zosima a ținut toate sub tăcere și n-a nici să spună nimănui nimic din cele ce văzuse. În sinea sa însă se ruga lui Dumnezeu să-i arate iarăși chipul acela dorit. Se mâhnea și se întrista gândindu-se la lungimea anului și voia ca anul să se facă de o zi de era cu putință. Iar când a sosit duminica de la începutul Sfințitului și Marelui Post, toți ceilalți au ieșit îndată cântând obișnuită rugăciune, dar pe el l-a păcat o boală cu fierbințel și l-a să rămână în mănăstire. Atunci Sosima și-a amintit de cuvintele cu viații. Chiar dacă vei voi să ieși din mănăstire, nu-ți va fi cu putință. După trecerea câtorva zile, s-a scolat din boală și a rămas mai departe în mănăstire. Când monacii s-au întors iarăși și s-a apropiat seara cinei celei de taină, Zosima a făcut cum i s-a poruncit, într-un pătir mic luat curatul trup și cinstitul sânge al lui Hristos, Dumnezeu nostru, iar într-un paneraș a pus smăchine, finice și puțină linte muiată în apă. A plecat deci când s-a făcut seara târziu și s-a așezat pe malul Lordanului, așteptând sosirea cuvioazei. Sfânta femeie zăbovea, Zosima însă n-a adormit, ci privea cu stăruință spre pustie, așteptând să vadă ceea ce dorea să vadă. Și pe când sta jos, zicea bătrânul în sine sa, Oare nu cumva eu, nevrednicul, am împiedicat-o să vină? Oare nu cumva a venit și pentru că nu m-a găsit s-a întors iarăși. Zicând acestea, a început să plângă cu suspine. A ridicat apoi ochii către cer și a rugat pe Dumnezeu, zicând, Să nu mă lipsești, stăpâne, să văd iarăși ceea ce ai îngăduit să văd. Să nu plec gol, ducând cu mine mustrarea păcatelor mele. Sfârșind rugăciunea cu lacrimi, a trecut la alt gând, că se zicea într-o sine. Dar ce va fi, chiar dacă va veni? Nu este nicio barcă. Cum va trece Iordanul și cum va veni la mine? Vai de mine, nevrednicul! Vai de mine, nefericitul! Cine m-a lipsit în adevăr de un asemenea bine? Pe când bătânul gândea acestea, iată a venit și cu vioasa femeie. Ea stătea în partea cealaltă a Iordanului, de unde și venea. Zosima s-a scurat, bucurându-se, veselindu-se și slăvind pe Dumnezeu. Iarăși s-a măcit cu gândul că n-ar putea să treacă Iordanul. O vede însă că înseamnă Iordanul cu semnul cinstitei cruci. Deci, după cum spunea, în noaptea aceea era lună plină și odată cu facerea semnului crucii, a pășit pe apă și mergea pe deasupra apelor, îndreptându-se către el. Zosima voia să-i facă metanie, dar l-a oprit, strigând pe când mergea încă pe apă. Ce faci, părinte? Ești preot și ții în mână și tainele dumnezești. Zosima a dat ascultare vorbelor ei. Când a ajuns la uscat, femeia a zis către bătrân. Binecuvintează, părinte, binecuvintează. El a răspuns tremurând căci îl cuprinsese spaima la vederea aceea prea minunată. Cu adevărat, Dumnezeu nemincinos este, căci El a făgăduit că cei care se curățesc pe ei înșiși se vor asemăna lui Dumnezeu atât cât este cu putință. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, care n-ai îndepărtat rugăciunea mea și mila ta de la robul tău. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, care mi a arătat prin această roabă a ta cât de mult mă depărtez de desăvârșire. Și după ce a spus acestea, femeia i-a cerut să rostească sfântul simbol al credinței și rugăciunea Tatăl nostru. După ce a îndeplinit acestea și s-a sfârșit rugăciunea, a dat bătrânului obișnuita sărutare a dragostei. Și astfel s-a împărtășit cu tainere de viață făcătoare. Apoi și-a ridicat mâinile spre cer, a suspinat cu lacrimi și a strigat așa: Acum eliberează pe roaba ta stăpâne, Doamne, după cuvântul tău, în pace, ca au văzut ochii mei mântuirea ta. Iartă-mă, Părinte, dar mai îndeplinește-o dorința mea. Acum du-te în mănăstire păzit fiind de harul lui Dumnezeu. În anul următor vin o iarăși la acel pârâu unde m-a întâlnit prima oară. Vin o negreșit pentru Domnul și mă vei vedea din nou, după cum vrea Domnul. Dacă ar fi fost cu putință să te urmezi de acum înainte și să-ți văd mereu cinstita față, împlinește însă o singură cerere a bătrânului și gustă puțină mâncare din cele ce ți-am adus aici. La aceste cuvinte îi arăta ce avea în paneraș. Ea își atinse vârful degetelor de linte, luă trei boabe, le duse la gură, spunând că ajunge darul Duhului pentru a păstra neîntinată ființa sufletului. Spunând acestea, zise din nou către bătrân. Pentru Domnul, roagă-te! Roagă pentru mine, părinte! Și aduți aminte de mine, ticaloasa, Zosima s-a atins de picioarele ei și a cerut să se roage pentru biserică, pentru lume și pentru el. După aceea, cu lacrimi l-a lăsat și a plecat în timp ce el suspina și se tânguia. Că în adevăr nu îndrăznea să oprească pe cea cu neputință de oprit. Ea, însemnând din nou Iordanul, a călcat pe ape și mergând pe lor, a trecut ca și mai înainte. Bătrânul s-a întors cu de bucurie și de frică multă. Se dojenea însă că n-a căutat să afle numele cuvioasei, dar n-a dăjduia să-l afle în anul următor. După trecerea anului s-a dus iarăși în pustie, săvârșind toate, adică după obicei, și arergând la cea minunată priveliște. Mergând de-a lungul pustiei, a dat de unele semne care i-arătau că a găsit locul căutat. Și se uita în dreapta și în stânga, plimbându-și privirea în toate părțile, ca un vânător iscusit care vrea să știe unde va afla vânatul cel bun. Dar n a văzut că nu se mișcă nimic de nicăieri, a început iarăși să verse lacrimi și ridicându-și privirea către cer, s-a rugat spunând, Arată-mi, Doamne, comoara ta nepângărită pe care ai ascuns în pustie. Arată-mi, rogumă, pe îngerul în trup de care nu este vrednică lumea. După ce s-a rugat astfel, s-a dus la locul care avea chipul unui pârâu și a văzut în partea din spirăzăritul soarelui pe cuvioasa zăcând moartă. Mâinile erau așezate pe piept, iar trupul era așezat îndreptat cu fața către răzărit. Alergând, Zosima străia, a spălat picioarele fericitei cu lacrimi, căci nu îndăznea să atingă altă parte a trupului. După ce a plâns îndelungat și a rostit psalmi potriviți cu timpul și cu fapta, a făcut o rugăciune de îngropare. Apoi a spus în el însuși. Se cuvine oare să îngrop trupul cu vioasei? Oare nu-i va displecea cu vioasei această faptă? Pe când zicea acestea, vede o însemnare scrisă pe pământ care glăsuia astfel. În părinte Zosima, în acest loc trupul smeritei Maria. Dă țărânei țărâna. Roagă-te mereu către Domnul pentru mine. M-am săvârșit în luna lui Farmuti după numărătoarea egiptenilor, iar după romani, aprilie, chiar în noaptea pătimirii celei mântuitoare, după împărtășirea cinei celei de taină și dumnezeiești. Când a citit bătrânul aceste cuvinte, s-a bucurat că a aflat numele cuvioase. A aflat însă că, îndată după ce s-a împărtășit cu dumnezeieștile taine pe malul Iordanului, s-a dus numai decât la locul în care s-a săvârșit și calea pe care a străbătut-o Zosima, obosind douăzeci de zile, Maria a făcut-o într-un ceas, apoi îndată ea s-a dus către Domnul. După ce a slăvit pe Dumnezeu și a odat cu lacrimi trupul ei, a zis, Este timpul smerite, Zosima, ca să se ce ți s-a poruncit. Cum vei face groapa, nefericiture? și n-ai nimic în mâini potrivit pentru asta. Spunând acestea, a văzut la mică depărtare un lemnișor aruncat în pustie, pe care l-a luat și a început să sape. Pământul fiind uscat, n-a ascultat de bătrânul care se ostenea. Zosima a obosit, udându-se tot de sudoare și oftând din adâncul inimii și a ridicat ochii și-a văzut un leu stând alături de trupul cu Vioase și lingându-i picioarele. Când a văzut, fiara s-a cutremurat, mai ales că și-a adus aminte de cuvintele Mariei, care a spus că n-a văzut niciun animal sălbatic. A făcut deci semnul crucii cu credința că puterea celui ce zace îl va păzi nevătămat. Leul a început să se apropie de bătrân, salutându-l. Nu numai cu de sare, dar și prin intenția pe care o arăta. Zosima a zis către leu. De vreme ce fiară, marea cuvioasă a îngăduit ca să-i se îngroape trupul. Iar eu sunt bătrân și nu am putere să fac groapa, căci nu am sapă potrivită pentru această treabă și apoi nu pot să mă întorc atâta cale ca să aduc o unealtă potrivită. Fă așadar cu ghearele tale ceea ce trebuie ca să dăm pământului trupul cuvioasei. Și îndată, la cuvântul bătrânului, leul a făcut o groapă atât cât era de ajuns să îngroape trupul. După ce iarăși bătrânul a spălat cu lacrimi picioarele cuvioasei și după ce s-a rugat mult pentru toate, a acoperit cu pământ trupul ei. De față era și leul, Trupul cu fioase era gol ca și mai înainte și nu avea nimic altceva decât acea haină ruptă pe care i-a aruncat-o Zosima, cu care Maria, cu fața întoarsă, și-a acoperit trupul. După aceea au plecat amândoi, leul spre adâncul pustiei ca o oaie, iar Zosima s-a întors în la mănăstire, binecuvântând și lăudând pe Hristos. Dumnezeul nostru. Când a ajuns la chinovie, a povestit toate monahilor, fără să ascundă ceva din cele ce a auzit și a văzut. Le-a povestit pe toate cu deamănuntul de la început, încât toți să minunau de mărețiile lui Dumnezeu și au săvârșit cu frică și cu dor pomenirea cu vioase. Iar Ioan, starețul mănăstirii, a găsit în mănăstire unele lucruri care aveau nevoie de îndreptare, pentru ca nici în aceasta să nu fie zadarnic cuvântul cuvioase. Zosima s-a săvârșit în această mănăstire în vârstă de 100 de ani. Monahii au istorisit prin viu grai, din om în om, această povestire și o dădeau ca pildă de folos celor care vă iau să o asculte. Până azi n-am auzit de la nimeni că povestirea aceasta este predată în scris. Eu, ceea ce am auzit din viu grai, aceea fac cunoscut prin această istorie scrisă. Se poate întâmpla ca și alții să fi scris viața cu vioase și negreșit mai strălucit decât mine. O asemenea scriere la mea cunoștință n-a venit. Am scris-o după puterea mea, n-am venit să arăt altceva decât adevărul. Dumnezeu, care răsplătește cu dernicie pe cei care scapă la dânsul, să dea ca răsplată folosul celor care vor citi povestirea, iar pe cel care a poruncit să fie predat în scris, îl învernicească, îl face partaș stării și vrednicii acestei fericite, despre care vorbește povestirea împreună cu toți care au bine plăcut lui din veac prin contemplație și fapte. Să dăm și noi slavă lui Dumnezeu, împăratul veacurilor, ca să ne învrednicească să dăm din milă în ziua judecății, în Hristos Iisus Domnul nostru, care se cuvine Toată slava, cinstea și închinăciunea, totdeauna împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Duh, acum și porurea și în vecii vecilor. Amin.